Bună ziua, bine v-am găsit la Șifonierul cu Whisky. Vom vorbi în episodul de astăzi și în episodul următor despre un brand celebru. Cred că al treilea whisky ca notorietate care vine din Statele Unite, din punct de vedere al notorietății. Vedeți în filme, în seriale, după Jack Daniels și Jim Beam, pe care le vedeți în toate filmele, toate serialele, toți proștii. Jack Daniels. Urmează al treilea brand ca notorietate, Wild Turkey. Ați observat că pe acest canal m-am ferit de a prezenta branduri ultra celebre, pentru că pe astea le găsiți toată ziua în supermarket, toată lumea le știe. Ce rost are să mai vorbesc eu despre ele și să-mi spun părerea. Da? Are niciun rost. Dar aici este un caz, aș putea spune, unic, în sensul că unic pentru mine, din punctul meu de vedere. Pentru că brandul ăsta îmi oferă, îl apreciez foarte mult acest brand. Îmi oferă calitate, îmi oferă prețuri excelente și se întâmplă să aibă și notorietate. E vorba de Wild Turkey, da? Un bourbon... De fapt, este primul bourbon care mi-a plăcut, asta prin 2008-2009, cred, și care mi-a deschis ochii în sensul că... Ai, oleu, ce mi-a unul ăsta acum. Mi-a deschis ochii în sensul că am observat personalitatea într-un whisky. Până atunci, whisky-ul pentru mine era de hop, 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 hop. Și deși nu este foarte fin, este mai abraziv, mi-a deschis ochii, uite. Și apoi, ulterior, am descoperit Talisker-ul, single malt-ul și... deci, are o însemnătate mai mult sentimentală, să-i spunem, pentru mine. Lăsăm o parte, nu încep acum să fac polologiile mele și amintirile mele legate de acest brand. Dar are o însemnătate aparte pentru mine acest brand. În episodul de astăzi vorbim despre Wild Turkey 101, 101. Poate nu cea mai vândută expresie, că cea mai vândută expresie a lor cred că este Wild Turkey 81, cel de supermarket la 40,5% alcool. Dar asta este cea mai veche expresie a lor, cea mai care continuă să fie produsă. Cred că a fost băgată prin anii 60, 50, 70, cred. Și continuă să fie cea mai longevivă, să spunem. Și vom vorbi astăzi despre analiză la expresia asta. Vom face analiză la expresia asta, dar și despre istorie. Că trebuie să vorbesc despre istoria Wild Turkey, pentru că e o istorie pigmentată, tumultoasă, condimentată și mie îmi plac chestiile astea. Iar în episodul următor vom vorbi despre Wild Turkey Rare Breed, adică varianta Barrel Proof, tărie de butoi, de 56,4% alcool. Vom face analiză și vom vorbi atunci, voi expune niște date tehnice, așa, sumar, referitoare date tehnice legate de distilerie și apoi voi apărea la monitor cu expresiile lor, pentru că sunt multe expresii și deși multe nu se găsesc în Europa, place mie așa să le trec în evidență, pentru că v-am spus, Wild Turkey îmi place foarte mult această distilerie din punct de vedere raport preț-calitate. Oferă ani, oferă grade, oferă consistență la prețuri pe măsură. Distileria a fost fondată în 1891, deși pe unele sticle o să vedeți scris 1855. Nu, distilerea, vechiul complex al americanilor, de a lungi istoria. Ei nu sunt tineri, ei sunt cineva în lumea asta, știți? Acel complex. Nu e de la 1855, cum vedeți pe anumite sticle, e de la 1891. Distileria se numea Old Hickory. A fost fondată de un anume Thomas Rippey sau Joseph Rippey.
nu contează, numele lui Rippy de familie, da? Ăsta a fondat-o în 1891 într-o comună, să-i spunem, lângă orașul Lawrenceburg. Comuna se numea Tyrone. Și a condus-o timp de 11 ani, din 1891 până în 1902, când a murit. Apoi a rămas fiilor săi, rudelor sale, nu se știe exact. Apoi a urmat prohibiția și, practic, distileria începe să existe de-abia după prohibiție. Nu se numea Wild Turkey, se numea Old Hickory. Și după 1933, da, când s-a terminat prohibiția în Statele Unite, oamenii încep să-și refacă, să investească puțin. Familia Rippy, cine vor fi fost, fii sau nepoți. Dar trebuie să vă gândiți la faptul că și în ziua de astăzi e foarte greu să-ți îmbuteliezi propriile produse. Iar grosul distilerilor din acea perioadă apelau la intermediari. În sensul că nu aveau capacitatea să... Făceau bourbonul, țineau la maturat, dar nu aveau capacitatea financiară vorbind de a investi și în îmbuteliere. Asta te seacă. Te seacă financiar îmbutelierea. Și practic vindeau butoaie de bourbon intermediarilor sau direct cârciumarilor sau proprietarilor de băuturi alcoolice. Și ăștia luau bourbonul și ei îl îmbuteliau, veneau cu, își turnau în propriile sticle, puneau o etichetă și veneau cu un brand. Nu știu ce, Moș Crăciun azi a întârziat. Și făceau brandul Moș Crăciun azi a întârziat. Și apoi își dădeau numele lor și aici, eventual, dacă scriau distileria acolo, în subsol. Înțelegeți? Cam așa funcționau lucrurile. Era foarte greu de împuteliat. Iar un comerciant de genul ăsta, care avea contract cu distileria Old Hickory, adică cu familia Rippy, era un anume Austin Nichols. Deci ăsta a luat bourbon de la familia Rippy, de la distileria Old Hickory, și îl băga în sticle și făcea un brand, da? Eventual avea propriile lui baruri, propriile lui cărciu. Și ăsta era la o vânătoare prin 1940 cu un partener al său de afaceri, un anume McCarthy, atât am reținut, McCarthy. Nu mă interesează cine era McCarthy, nu vă gândiți la vânătorul de comuniști din anii 50, al McCarthy. Fără să vreau deraiez. Ce spuneam? Erau la vânătoare. Și vă dați seama că la vremea respectivă, când vă duceați la vânătoare, stăteați 2-3 zile, da? Cum trecea timpul? Că nu era ca pe vremea, ca în zilele noastre, da? Să, aoleu, ne ducem undeva și stăm cu nasul în telefon. Să-ți treacă timpul mai repede, în plictiseală, știu, până ți-apărea vânatul în bătaia puștii, era băutul, da? Asta era trecerea timpului. Și ăsta tot timpul, Austin Nichols, care avea contract cu familia Rippy, venea cu sticluțele sale de borbanache. Și rămăsese așa o glumă, în sensul că ei se vedeau, bănuiesc cum sunt vânătorii, nici nu știu, se văd odată la 2-3 luni și merg la vânătoare. Și rămăsese așa un fel de glumă între ei. Ei, am uitat să spun cel mai important lucru, la ce vânătoare mergeau ei, ce vânau. Mergeau la curcani sălbatici americani. Și rămăsese gluma, măcar ăsta, partenerului de afaceri și prieten. Spune, ai venit cu curcanul amice? Lui Austin Nichols, care vindea bourbonul luat de la familia Rippy. Am venit cu curcanul și venea cu sticlele în traistă și am adus curcanul sălbatic. Și tot așa a rămas gluma asta. Băi, ai adus curcanul ca să ne treacă timpul mai repede? Și, băi, rămăsese între ei ca o poreclă. Curcanul sălbatic. Ai adus curcanul sălbatic ca să treacă timpul mai repede la vânătoare să bem și noi ceva?
Și în 1942, Austin Nichols a scos bourbonul. A zis, băi, hai să, uite, brand, label, etichetă, Wild Turkey, în 1942, așa, dintr-o glumă a apărut. În 1949, distileria Old Hickory a familiei Rippey a fost luată de doi frați, frații Gould. Deci nu mai era independentă, nu mai era de familie, a fost cumpărată, începutul corporațiilor. Și i-au schimbat numele în Boulevard Distillery sau ceva de genul ăsta. Iar în 71, după zeci de ani, distileria a fost cumpărată de acest Austin Nichols, vânătorul vânzător ambulant. Ăsta care a venit cu porecla. N-a venit el, a venit prietenul lui de la vânătoare. Și după zeci de ani s-a întors la marea lui dragoste, adică, bă, totuși eu am creat acest brand, eu l-am promovat. E adevărat, nu e distilat de mine, nu e, l-a făcut familia Rippey, dar eu l-am promovat, eu l-am făcut cunoscut în lume. Hai să cumpăr distileria asta. Și a cumpărat-o în 1971 și a numit-o cum altfel decât Wild Turkey, da? În 1980, n-a ținut-o mult timp, am impresia că a și murit, nici nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar știu clar că după 9 ani distileria a fost cumpărată de un gigant. M-am spus că anii 80 au fost ani devastatori pentru bourbon, nu mai făcea nimeni. Existau câteva, în ziua de astăzi sunt sute de etichete, sute de branduri de bourbon și de rye în Statele Unite. În anii 80 erau câteva, nu mai făcea nimeni în față. Și n-a făcut față și a vândut distileria Old Hickory, Boulevard Distillery și apoi Wild Turkey și apoi a vândut-o celor de la Pernod Ricard Corporației în 1980. În anii 2000 a avut loc o catastrofă. Catastrofă e termen prea mare, să zicem o nenorocire. Așa cum am mai spus când am vorbit despre Rittenhouse sau Evan Williams, brandurile de la Heaven Hill și incendiul care a avut loc în 96 sau 98, nu mai știu exact, 96 sau 98, cu flăcări de 30 de metri înălțime, și cei de la Wild Turkey au sărit în ajutorul celor de la Heaven Hill, asta înseamnă camaraderie, să le dea New Make, deși erau concurenți, da? Țineți minte chestia asta. Acum a dat năpasta și peste cei de la Wild Turkey. Da, v-ați dat seama, incendiu, da? A luat foc un depozit și când spun warehouse la americani, știți la ce să vă așteptați, la un ăsta ca un bloculeț la noi, da, ca un bloc, dita mai șapte etaje, șapte rânduri au americanii, sunt uriașe depozitele. 17.000 de butoaie de barreluri existau de whisky în depozitul când a luat foc. De bourbon. Și nu vă gândiți la bourbon, la ce bem noi, 40 și ceva de grade, nu? Bourbon, cum se ține bourbonul până să se îndoaie, să se bage apă în el. Cast strength, deci toate erau de peste 60 de grade, da? Au luat foc 17.000 de butoaie, au explodat și niște depozite de calcare din împrejurim. Sursa de apă pentru Wild Turkey este râul Kentucky. Și 20% din acele butoaie sau nu știu cum naibii, s-au revărsat în râul respectiv, butoaie de whisky cast strength, de bourbon cast strength. 20%, faceți o socoteală, 17.000 de butoaie, asta înseamnă 20% dintre ele, 3.400 de butoaie. 3.400 ori 200, care barrelul, 600, aproape 700.000 de litri de bourbon barrel proof de peste 60 de grade revărsate în râul Kentucky. Pe o rază de 100 de kilometri, râul a fost distrus, pești ieșind
la suprafață aproape 300.000 de pești morți. Practic, catastrofă, da? Și au trebuit să... cei de la Walter Key au plătit amendă $256.000 pentru pagube asupra naturii. Nu mi se pare așa mult, dar gândiți-vă, în 2000, să zicem echivalentul a $400.000 în ziua de astăzi, e o pagubă, da, e o amendă, dar nu e, mi se pare atât de mare. În 2009, distileria a fost cumpărată de altă corporație, Pernod Ricard a vândut-o altui gigant, și anume gigantul Campari, gigantul italian. Ați auzit de băutura de fil frizuri? Campari. Băi, fără să vreau de realiz. Campari deține în zona care mă interesează pe mine Glen Grant, distreia Glen Grant în zona whisky sau în zona rom Appleton, da? Romul Jamaica, Appleton Estate. Și au fost cumpărați în 2009. În 2015, urmăream zilele trecute un interviu cu actualul master distiller de la Walter Key, Eddie Russell, și spunea că au investit în noi cam 100 de milioane din 2009 de când ne-au luat. Deci asta până în 2015, 100 de milioane, și ne lasă să ne vedem de treaba noastră, adică nu se bagă peste procesul nostru, noi știm să facem bărfă, nu cum îl facem noi, nu se bagă nimeni peste noi. Acum, ca oameni importanți, o să vedeți trei branduri de la această distilerie, Wild Turkey, Wild Turkey, brandul clasic, pe care scrie Wild Turkey mare, da? O să vedeți Russell's Reserve, scrie mare, și vă întrebați ce cu Russell's Reserve, și apoi vedeți aici scris Wild Turkey. Este al doilea brand introdus de la Wild Turkey în onoarea lui Jimmy Russell, cel mai important om din istoria contemporană a distileriei. Master distillerul trăiește, un boșoroc, dar are 90 de ani, dar și acum, bine, retras, dar și acum se duce, pentru că dacă faci meseria asta de atâtea zeci de ani, fără să vrei, și la 90 de ani te duci și vezi cam care e treaba cu distileria. În 1954 s-a angajat ca simplu cărător de butoaie. În 1980, după 26 de ani de muncă, a luat toate așa, a luat-o de jos, pac, 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 a ajuns master distiller de-abia după 26 de ani. 35 de ani a fost master distiller, iar în 2014-2015 s-a retras după 60 de ani de muncă la o singură distilerie, la o singură, și a lăsat postul de master distiller fiului său, actualul master distiller Eddie Russell, da? Care e de 5 ani. Și când vedeți Russell's Reserve, este brandul cu diferite expresii, tot produs de Wild Turkey, dar în onoarea lui. Bine, vă dați seama că familia Russell are și ea procentele ei băgate acolo și, da? Și mai vedeți un al treilea brand care a fost introdus prin 2019, Long Branch, se găsește și la noi, a apărut doar o singură expresie. Se găsește la 220-230 de lei. Și vedeți Long Branch și apoi scrie sus aici, Wild Turkey. Și scrie mare, mare, destul de mare, Matthew McConaughey, celebru actor, da? Și mă întrebați, care e treaba, frate? E coincidență de nume? Nu. E chiar actorul Matthew McConaughey. Din 2016 el este responsabil cu imaginea, director de imagine, deși el se dă texan, Texas boy, nu știu ce, lucrează pentru cineva din Kentucky, deci din state rivale, să spunem, din sud. Și ce cu el? Deci reprezintă, că vă dați seama că a sărit cu banii pentru chestia asta, e, cum s-ar spune, are și el niște procente din... din brandul, în cadrul unui brand, Long Branch. E responsabil cu imaginea, atrage prin statutul său de oameni care... Totuși, bărbă, nu, hai să fim serioși, nu
poate concura cu Scaciu și se bate pentru locul 2 cu Irish-ul, da? Da? Se bate pentru acel loc 2 în lume. Și el reprezintă în țări care, nu știu, încearcă să creeze o imagine. Plus că atrage femeile, statutul de sex symbol, de, da, se știe că 95% dintre consumatorii de whisky sunt bărbați, da, hai să fim serioși. Da, prin statutul său, da, sex symbol atrage și femeile în a consuma whisky. Și bărba. Hai să dăm ăsta jos, că să nu se facă confuzie, să știm exact la ce facem review. Îl punem jos aici. Facem astăzi review la Wild Turkey 101. Să dăm niște date. Hai întâi să pun. Vedeți două pahare, o să vină și Otilia după ceva timp. Ce-i cu ăsta? Care este mashbill-ul? Mashbill-ul. Ăsta este mashbill-ul la Wild Turkey tot timpul. 75% porumb, 13% secară, 12% malt din ors, malted barley. Da? Ăsta este lucru. Mai există și la noi pe piață Wild Turkey 101 verde secară. Wild Turkey distillery a început să facă și secară în ultima vreme. În 2015, Eddie Russell, când urmăream interviu, spunea că doar 1% din producția lor de whisky este pentru secară. Asta acum 5 ani, acum cred că o fi ajuns la 5%. De asta, când vedeți secară de la Wild Turkey, o să fie mai scumpă, pentru că ei nu sunt specializați în secară. O să vedeți în episodul următor că specific este asta de mai multe ori. De 75-13 rye și 12 malted barley. Ce-i cu ăsta? 50,5% alcool, da, 101 proof. Undeva un amestec de 6-7, respectiv 8 ani. Deci până acum pe hârtie e excelent. Vârstă medie 6-7-8 ani, concentrație beton 50, concentrație alcoolică mă refer, 50,5%. Mashbill-ul știți, cât costă sticla asta? Păi costă cam 125 de lei la noi în zilele noastre. Sticla de un litru, 120-125. Noi am luat-o la o promoție cu 100 de lei. Deci vă vine să credeți. Și bourbon de calitate, mai mult. De asta spun pentru cei care se plâng că nu au bani, că aoleu, whisky-ul mă costă și... Nu. Puteți să căutați și să... Dacă căutați și vă informați, puteți să găsiți și whisky-uri mai ieftine și bourbon-uri mai ieftine de o calitate excelentă. Excelent. O să vedeți ce notă mare va lua. Pentru că mi se pare unul dintre cele mai bune raporturi preț-calitate. Poate Buffalo Trace de un litru de 45 de grade să aibă un asemenea raport preț-calitate sau Glen Parkers 105 un litru și la 60 de grade single malt. E adevărat, nu aici. O să vină și Otilia. Vine și Otilia. N-ați mai văzut nu știu cât timp. Hai să trecem la... Direct la miros. Da. Vanilie, chestiile de bourbon. Scorțișoară. Știi care e chestia? Te lovește un miros de creon. De mină și de creon. Capul ăla pe care îl rodeam noi când eram copii. Nu știu acum cum mai e. Cu lemn și cu... Da, da, creonul ăla. Da, chiar îmi place să rod mina creonul. Deci fără gumă. Deci creonul. Știu. Creonele chinezești. Creon în rom cu chec, aș putea spune, parcă l-ai fi băgat într-o esență. Da, 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 așa, prăjiturică un pic. Fân cosit vara, fân, nu știu, dar nu știu câtă lume și-a petrecut copilăria la țară, eu, vacanță. Din păcate, nu, n-am avut. Căpițele de fân vara, și mirosul ăla de fân vara, ars de soare, fânul. Vara, când sunt 40 de grade și ți arde fânul. Și că spuneam tot timpul
că la un moment dat plângeam când eram mică, eu n-am țară. Și lemn dulce. Nu foarte complex, dar nici sub nicio formă. Tu ai zis că ai băut și din celălalt, 81. Da, bine, ăla e exact ăsta. Bine, da, mai, da, mai tânăr și parfumat, normal, ăsta are, ăsta are 10 grade. Ăsta are 10 grade în plus. Da, și păstrează aromele mai bine, da. Celălalt e mai... Ăla e de marketing, dar comparativ cu ce se găsește pe standuri, ăla iese în evidență, da? Da. Hai să și vedem. Înainte să-ți spun, la gust, mirosul și un pic de baton de scorțișoară, așa. Păi am spus scorțișoară. Nu, că simt și eu, v-am zis, mă... 50,5, o concentrație destul de mare. De fapt, nu chiar scorțișoară, vanilie cu scorțișoară, așa, combinat. Da. Marmeladă, ghimbir, lemn de bată de zahăr, nu știu, lemnul e mai mult în miros, să-l simt. Se simte și la gust. Păi, da, acum te întreb o chestie. Anumite note din gust sau din miros pot fi influențate și de beciul din care face parte, de butoarea în care a stat. Normal. Adică acea sticlă poate avea sunt mai multe paletă. Sunt butoare mai proaste, butoare mai bune și se amestecă. Nu e single barrel aici. E un produs de masă. Da. Un miros, un gust de lut dulce. Lut, nu, știi ce lut? Simt acum? Ceva ca un burete îmbibat în ceva dulce, un pic. Da, da. În sirop de zahăr, un burete îmbibat în sirop de zahăr. Îmi place arsura asta pe gât. Îmi place cum arde pe gât, lent. Știi cum miroase pâsla? Da, da, știu. Da, cam așa. Fără să vreau, în timp ce îl gust, cum apropii paharul, mai vin și alte note în orice. Hai, treci la gust odată. Lut, dulce, pământ dulce, miere, portocale, caramele. Hai să vedem și ce-i cu finish-ul. Finish-ul e mediu, dulce. Plută. Da, Plută, da, normal. Da. Da, e o notă specifică pentru mai mult. Bărbănurilor mai tinere, în general. Prăjituros. Ulei de portocală. Ulei din ăla... Nu știu, nu de... Nu știu, poate sunt eu aici influențat de maica mea, că aveau cosmeticele ei, tot felul de... De portocală, de citrice. Și fără să vreau, poate... Băi, asta e frumusețea whisky-ului. Rămâneți cu... Vă răscolește. Știi? Apar tot felul de amintiri. Am adus apa aici, că multă lume spune că ar fi de băut cu apă, că nu se deschide. Hai să încercăm și cu apă. Totuși are 50,5, arde, da? Hai să pun puțin apă. Mă, o să zic acum că sunt obsedată de o chestie, dar bă, eu asta simt în miros. Da, simt din nou nota de dulceață de cireșe. Am păi da, e specific. Dulceața de cireșe negre. Trebuie să-mi iau un borcam de dulceață de cireșe. Să nu ți-l înnec, cred că ajung atât. Deci, da, îmi iau un borcam cu dulceață de cireșe negre, da? Îl ției singur. Ia să vedem. Pluton. Eu întâi îl miros un pic și... Un pic mai... Nu văd că se... Devine mai citric un pic, mai răcoros așa. Dă impresia de mai mult lac. Lac de mobilă. Ca o ojă. Da, da, dacă puneți apă, nu știu. După părerea... Mulți spun că se deschide cu apă, că... Nu, mie îmi place mai mult. Auzi, nu știu dacă știi, sunt... Că sigur, ai văzut și pe la mama ta, sunt ojele alea un pic parfumate. Nu e lac din ăla. Da, da. Apa, nota aia eu dă. Uh-huh. De ojă un pic parfumată. Da, ai dreptate.
Da, nu, 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 cu apă nu merge, îmi pare rău. Dar strici, e păcat de el. Da, bine, sunt 50,5, nu bea toată lumea 50 de grade. Da, da, mai greu de băut cu apă decât fără. Părerea mea. Da, bine, nu te arde pe și deși nu am palatul gustativ atât de educat ca al tău. Da, hai să vedem nota. Nota. 89. În categoria lui. În categoria bourbon rye whisky. Să nu mă se mai plângă lumea că n-am bani de un whisky bun. A, n-am bani de un bourbon bun. Dacă învățați să căutați, ăsta este perfect. Perfect. Băi, eu pe ăsta, ăsta nu trebuie să lipsească din casa niciunui băutor de bourbon. Indiferent că e începător sau mai... Totdeauna va trebui să fie în casă. Ăsta nu te dezamăgește niciodată. Niciodată. Dacă ar fi să numești 5 chestii de genul ăsta, care nu trebuie să lipsească din casă, care ar fi? Te întreb așa. Buffalo Trace, ăsta... Și nu stau acum că după aceea intru în zona prețurilor. Dar dacă ar fi în zona prețurilor, Buffalo Trace și ăsta. Buffalo... Fogose small batch. Da, 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 da. Da, dar eu vorbesc aici de chestii de cantitate, de cine, și cineva care are un buget mai redus și asta, da, are da, totuși da. Un litru. Buffalo 3 s-a luat 90 la mine pentru că e un pic mai fin. Ăsta e un pic mai abraziv. Și asta este. 89. Pa, pa, pe data viitoare.